Salut! Nici nu știam că sunteți acolo. Ba, știam. Astăzi o să vă prezint o piesă care mie îmi place foarte mult. Se numește Prima durere. Da, e o piesă tristă, e o piesă într-o tonalitate minoră. Știu că suntem într-o perioadă când lucrurile nu sunt chiar atât de vesele și totuși ar trebui să cântăm ceva mult, mult mai vesel. Însă, așa am simțit astăzi. Astăzi m-am simțit mai romantică. Și atunci am hotărât să facem împreună o călătorie către romantism. Ce înseamnă romantism? O să spuneți voi ce înseamnă romantism. Șampanie, seri frumoase, dans, iubire. Da, și nu numai asta. În muzică, romantismul este un curent și a fost o întreagă epocă de compozitori. Compozitorul nostru de astăzi care a scris această minunată piesă se numește Robert Schumann. Ia să vedem, mai știe cineva și alți compozitori din perioada romantică? Toți pianiștii sunt nebuniți după Chopin. Toți pianiștii vor să cânte Rachmaninov. Da. Toți copilașii vor să cânte Schumann. Schumann a scris o carte cu cântecele pentru copii care se numește Album pentru tineret. Așa că eventual dacă și adulții vor să cânte. Și această piesă, Prima durere, face parte din această culegere. Bun. Cum studiem această piesă? Prima durere, bineînțeles, studiu individual. Prima și ultima durere. Dar totuși, vorbim serios. Cum ne apucăm să studiem această piesă? Da, cum am vorbit, ne uităm, vedem ce tonalitate, ce măsură, cam ce formă are piesa, o citim separat sau împreună. Dar trebuie să mai avem în vedere și altceva. Să vedem profilul melodic al piesei, adică și ce fel de scritură, cam desenul melodic în ce sens merge, cum se completează melodiile, dacă sunt mai multe, dacă există un dialog între ele. Ce se întâmplă aici la noi? Chiar asta există. Este o melodie care migrează de la o mână la alta. Și ele se completează. Adică, dacă le cântăm separat, ar putea să nu fie chiar așa de interesant. O să vă exemplific un pic începutul. După cum observăm, începe dreapta și continuă stânga. Trebuie să am senzația că melodia nu se întrerupe, chiar dacă eu schimb mâinile. Melodia continuă. Aceasta este o primă frază. Fraza următoare seamănă. Ce observăm? Avem două fraze aproape identice. Ce diferă? Finalul. O să le denumim fraze de tip întrebare și răspuns, sau antecedent și consecvent, sau dacă vrem să fim mai academici, putem să spunem dux și comes. Înseamnă același lucru. Adică, una dintre fraze, prima, este deschisă, da? Ne dă senzația că mai urmează ceva, și a doua frază este închisă. După ce expunem această primă perioadă formată din două fraze, intrăm într-o altă secțiune în care lucrurile se dezvoltă. Da? Avem și alte indicații care ne spun cam încotro merge mișcarea. Da? Langsamer, de exemplu, ne sugerează o relaxare a tempoului. Da? Asta nu înseamnă că pierdem tempoul. Dar pe măsurile respective ne relaxăm un pic, da? Nu mai suntem constrânși atâta de măsură.
Și o să sune cam așa. Și reluăm de la început. Surpriză! După ce totul a fost suav, romantic și interesant, ce face la final Schumann? O furtună! Da? Aduce nuanța foarte, foarte. Da? Surpriza asta este. Momentul în care noi toți am crezut că se reia exact ca la început și vom avea încă o perioadă identică cu prima, de fapt, ne-a uimit. Da? Aceasta este măestria compozitorilor. Să ne surprindă, că altfel ne-am plictisit și ar fi o plictiseală generală. Sper că v-a plăcut piesa, sper să o studiați. N-aș vrea să intru în detalii cum se studiază fiecare fragmentul pe bucățele, pe măsurele, pe legăturele. Cred că asta știe toată lumea, că mersul este același. În studiu individual, altfel nu se poate, la orice instrument. V-am pupat! Pa, pa!